Nichi Dumitrescu nu rupse tăcerea care se lăsă după ce Ștefan se opri. Arăta mulțumit. Pe chip avea un joc de expresie, ca și când îi stătea pe limbă să-i spună băiatului imediat ceva. Dar nu-i spuse. Își aprinse alt trabuc. În acest timp se auzi o ușă închisă undeva în apropiere. Apoi liniștea casei reveni blândă și bogată. Nu fumezi? Zise Nichi. Nu, răspunse băiatul. De mâine vii cu mine în tipografie, reluă Nichi, și o să începi să înveți întâi cum se paginează un ziar, pe urmă cum se citește și se dă materialul la cules. Nu e greu, dar la telegramele și evenimentele externe trebuie să le dai singur titlul. Cu alte cuvinte, să le rezumi. Îmi pare bine, văd că știi să dai un titlu și să rezumi. Ai stofă, cum se zice. Și într-adevăr, ai dreptate. Povestești bine despre alții. Așa și trebuie să fie. Ziaristul nu trebuie să exprime în primul rând decât ceea ce preocupă opinia publică. Așa este. Toți suntem neliniștiți și toți ne întrebăm dacă generalul știe. Dar are dreptate profesorul acela cu picior echin. Fii prudent. Nu căuta să sfâșii singur perdeaua care ne împiedică să vedem viitorul. N-ai toate datele și nici nu le poți avea. Stai pe lângă mine. Când vrei să faci ceva, chiar să scrii, spune-mi mai înainte. Acum, mai zise ziaristul, apropo de versurile acelea legionare care ți-au părut interesante, nu sunt ale lor. Camarad in die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschieren in Geist in unseren Reichen mit. E un cântec național-socialist al trupelor de asalt ale lui Hitler, pe care l-am auzit în 37 la Olimpiada care a avut loc în Germania și însemna cam ce ai auzit. Camarazi pe care i-a împușcat frontul roșu și reacțiunea mărșăluiesc în spirit în rândurile noastre. Comuniștii de la noi n-au omorât niciun legionar, încât în versurile pe care le-ai auzit, frontul roșu a fost eliminat ca și cuvântul reacțiunea. Îmi pare bine că ești un băiat atât de matur. Patronul nu s-a înșelat. Bine, acum hai să mergem și să ne culcăm. A doua zi, Ștefan își începu ucenicia care se termină pe nesimțite în 3 săptămâni. Adică, într-o zi, fără să-i se spună ceva dinainte, fu lăsat pe la orele 8 seara, singur, în redacție, cu materialele pe birou, articolul patronului, știrile culturale și din provincie și cu telegramele externe pe care, din oră în oră, intrau niște fete în biroul lui și le puneau pe masă în plicurile lor de la agenții. Le citea, le dădea titluri și le trimitea sus. Pe la orele 10, urcă la etajul 8, unde era tipografia, și găsi aproape jumătate din ziar gata făcut. Așa se întâmpla. Paginatorii cam știau ei cum e cu pagina economică, cu pagina întâia, în stânga articolul patronului, în dreapta un alt articol mai mic al unui ziarist cunoscut, în centru cea mai importantă știre externă, jos începutul unui reportaj sau cea mai importantă știre politică externă, ori de pe frontul războiului. Afară de vreo indicație specială, paginatorul putea face ziarul singur. Ștefan nu interveni decât ca să decidă care din cele 2 reportaje externe pe care le avea deja culese de 1 săptămână să fie preferat. Luați o piatră în gură, îi zise acest paginator jovial. Ștefan mai interveni la pagina externă pe care o repaginară din pricina unei știri care-i fu adusă sus și pe care, citind-o, o găsi cea mai interesantă. O dădu la cules și o puse în capul paginii pe 4 coloane. De obicei, pagina aceasta era trimisă la calandru la sfârșit,
tocmai pentru că în ultimul moment, până la miezul nopții, mai putea sosi o știre senzațională, care nu putea lipsi dintr-un ziar de mare tiraj. Neagogule, zise Ștefan la urmă, ai fost atent? N-am făcut vreo prostie? Nici o grijă, zise Gogu. Am 20 de ani de când trag plumb pe nas prin tipografii, pe răspunderea mea. Puteți pleca să beți o bere la Gambrinus și când vă întoarceți, vă dăm ziarul de semnal și ne uităm toți. Dacă e ceva, recalandrăm, dar fiți liniștit. Alu Parisianu plecă la Gambrinus, căută o masă, apoi ceru un debrețin și o halbă. Berăria era de obicei aglomerată și plină de animație. Oamenii erau veseli. De ce nu? Gândea Ștefan. Așa am fost noi întotdeauna, încrezători în steaua noastră. E adevărat, dar cu această veselie pe chip, mulți dintre noi putem muri. Rămân ceilalți, desigur, cărora istoria le va face dreptate. Dar dacă nu le va face, această veselie nu ar deveni retrospectiv vinovată? I se aduse halba și debreținul. O oră mai târziu, Ștefan cu paginatorul răsfoiau ziarul. Nu găsiră nimic care să le atragă atenția că le-ar fi scăpat ceva. În ziua următoare, Ștefan se duse dimineața la redacție. Dar parcă nimeni n-ar fi știut că tot ziarul fusese lăsat pe mâna acestui băiat de 19 ani, abia ieri angajat. Nu-l felicitară, dar nici nu-i făcură vreun reproș. Asta se întâmplase cu câteva zile înainte ca Parisianu să vină la București. Era în preajma Crăciunului. Zăpadă bogată căzuse peste oraș și se lăsase gerul. Ștefan își găsise o garsonieră foarte scumpă, dar pe care nu ezită să o închirieze undeva în Cotroceni, pe strada Romniceanu. Îi plăcuse tocmai fiindcă era la marginea cartierului și prin geam se vedea un mic deal. Parisianu nu-i știa încă adresa lui fisău, dar i-o știa Nilă, care veni cu el și cu Paraschiv și cu Achim și după ce se minunară de luxoasa încăpere, îl luară pe Ștefan cu ei și se duseră undeva într-o cârciumă. Acolo îi povesti Ștefan tatălui, dar și celor trei, ce știa el despre felul cum decursese întâlnirea dintre Moromete și feciorii lui. Ziua, cotidianul la care intrase Ștefan, era un ziar tânăr. Abia își sărbase 10 ani de existență. Grigore Patriciu era un pseudonim, îl chema Ilie Dobre, construise cu banii săi în alta clădire în care se afla acum, e drept, nu dintr-o dată, ci cum se spunea în lumea dușmanilor lui de fiecare dată când se vârșea un gros șantaj, etajul și șantajul. Formulase cineva această manieră de a parveni în lumea presei și publicul îl accepta pe marele ziarist pe care îl citea totdeauna cu interes, cu șantajele lui cu tot, fiindcă era un îndrumător de opinie bun. Numai la început o pornise sub tutela unui om politic care îl subvenționase pentru interesele lui. Se povestea că îndrumător spiritual îi fusese un mare poet cu care era prieten și care avea un verb foarte coroziv, care, tot așa, fusese într-o zi chemat de un puternic al zilei să-i dea bani să scoată o foaie. I se dăduse 100.000 de lei. N-a apucase el să publice primul număr și adversarul acelui om politic îi trimisese poetului un mesaj prin care îl invita la el să stea împreună de vorbă într-o chestiune importantă. Marele poet se dusese. Domnule, cică i-ar fi spus acela, dumneata, poet atât de însemnat, să te înhami la carul politic al unor astfel de oameni? Ce oameni? A răspuns poetul indignat.
Cum, dar nu-ți dai seama? Să faci un ziar cu astfel de indivizi de ochiați, te compromiți definitiv. De ce de ochiați? Se mirase poetul Candid. Sunt băieți buni, doctor la Paris, adăugase el. Ehe! Ascultă, n-ar fi mai bine să nu te bagi dumneata în politică, ci să faci așa, o revistă literară, în care să discutați voi ăștia, oamenii de cultură, chestiuni așa, literare și culturale. Politica e murdară. Nu, de ce? Răspunsese poetul senin. Ne interesează și politica. Ce, numai dumneavoastră sunteți bărbați de stat și noi nu suntem? Nu ne lasă indiferenți treburile cetății și ale țării. Ascultă, exclamase atunci acel puternic al zilei și îl numise pe poet pe numele lui Mic. Câți bani ți-a dat omul dumitale să-i scos foaia? 100.000 de lei, exclamase poetul admirativ. Ce, e o glumă? Parcă spusese el încântat și mulțumit. Și dacă îți dau eu 400.000 de lei și te subvenționez să scoți o revistă literară, nu e mai bine? Adu banii încoa și dă-i în pizda măsii de lichele, a răspuns atunci poetul, fără ezitare. Așa se născuse o revistă literară și murise un ziar politic. Patronul zilei, care pe atunci era un om foarte tânăr, procedase într-un chip asemănător, dar devenise repede independent și temut, în timp ce își cucerea cu hotărâre publicul său. Scopul nu scuză mijloacele, dar dacă avem altele la îndemână... Dar ce putea să facă un mare poet pe care îl frigeau degetele să scrie? Ca și un ziarist care își simțea vocația, dar banii erau la alții. Îndată ce clădirea se înălță la 8 etaje, marele ziarist renunță la sursele de câștig care i-ar fi știrbit reputația și se dedică în întregime informării opiniei publice. Pătrunsese la sate și tirajul crescuse considerabil. Avea o cultură politică și sociologică temeinică și cu toate acestea, stilul său rămăsese simplu și direct și de aceea dilemele și interogările lui erau atât de dramatice și în forma lor accesibilă, nu numai în fondul lor pe care îl exprimau și nenumărați alți ziariști, unii chiar în ziarul lui, dar cu un stil mai pretențios și mai sofisticat. E tot ceea ce reținu Ștefan din ceea ce colegii lui de redacție nu întârziară să-i povestească despre patron. Ei povestiră mai multe, fie admirativ, deși relatau lucruri care nu erau deloc de admirat, fie cu aere de trădători, care știau că trădarea e mică și nu va ajunge la urechea patronului, chid că acest băiat ar fi putut să o facă. Era ultimul lui protejat. Ei și ei fuseseră. Și patronul îi iubea așa cum erau, poltroni sau bârfitori, fiindcă își făceau bine meseria. Nu trăgeau chiulul și erau tot timpul pe teren de unde se întorceau cu știri și materiale interesante. Intuind poate acest adevăr, dar și pentru că unica lui grijă era să învețe mai repede să facă ziarul, Ștefan le uită spusele în aceeași clipă. Nu-i credea? Adevărul era întrucâtva mai nuanțat. Prin 1929, actualul patron al zilei era redactor la un ziar procarlist, înaintea lui Carol, cu orientare naționalistă, de dreapta, înființat de un bogătaș și condus de Nae Ionescu. Filozoful, cel cu ruperea istoriei și saltul în absolut. Ighe Duca, liberal, cel care avea să fie asasinat câțiva ani mai târziu de către legionari pe peronul gării Sinaia, îl chemă într-adevăr într-o zi pe Patriciu, cum îl chemase și pe marele poet, și îi dădu acum să înființeze un ziar
cu o orientare anticarlistă. Așa a apărut ziua. În 1930, Carol al II-lea se întoarce pe tron și întreabă: cine e contra mea? Maestate, i se răspunse, toată lumea e pro-carlistă, în afară de banditul ăla de Grigore Patriciu. Să vie la mine, a zis regele. Marele ziarist se prezentă la palat, unde nu se știe ce s-a petrecut, dar redactorii zilei au simțit. Patronul devenise favoritul regelui. În mare ziarul, desigur, apăra interesele Partidului Liberal, dar ca să mascheze, ducea câte o campanie împotriva câte unuia din membrii lui marcanți, cum a fost cazul cu ministrul domeniilor Constantinescu Porcu, care într-adevăr așa era el, cam porc. Lumea zicea: uite, domnule, ăsta e independent, dacă n-ar fi, nu s-ar lega de un astfel de potentat. Acum patronul redevenise anticarlist, dar abia după abdicarea acestuia din septembrie. Cuvântul său părea acum și mai dramatic. Oricum, nicio șovăire nu-l clătinase când partidul ale cărui interese le apărase până de curând căzuse odată cu regimul care fusese înlocuit de Carol, cu unul al său personal. Căzuse și acest regim. Marele ziarist se ridicase drept ca un stâlp și îl salutase pe general, ca și când de mult ar fi așteptat venirea la putere a acestuia. Ce se întâmplase? Cum de rămăsese în picioare? Nimeni nu știa. După ce asculta în tăcere tot felul de supoziții, Ștefan deodată rânjea: pe ce te bazezi? Exclama el. Redactorii îl înțelegeau, dar erau și derutați de veselia lui. Părea chiar cam țicnit. Intra de pildă prin pirouri și îi spunea câte unuia cu mâna întinsă drept avertisment: ești prea vesel pentru situația în care te afli. Cuvinte fără noimă, pe care le repeta în discuție drept replică. Îi scotea din sărite, dar tăceau, fiindcă Nichi îl proteja. Dar și acestuia îi răspunse de câteva ori la întrebarea: ce mai faci, Ștefane? Mă simt extraordinar de satisfăcut. Chiar așa? Zise Nichi, uitând de unde veneau aceste cuvinte. Ia vezi, ia-o mai încet. Câțiva căutară și găsiră explicația acestei euforii. Băiatul ăsta de țăran își idolatriza patronul. Venea de acolo, de la țară, cu principii de devotament proaspete și se simțea sigur pe el. Îi lua în balon. Nici ei nu erau mai breji, lucru care, la rândul său, îl uimea pe Ștefan. Aveau un limbaj corupt parcă de țigănisme, se înjurau fără jenă de mamă când se înfuriau și Ștefan asistase din primele zile la o scenă bizară acolo, într-o redacție din București și nu undeva printre flăcăii din Siliștea. Nichi îi convocase să marcheteze împreună numărul de Crăciun și de Revelion al ziarului. Cutare va scrie pagina Cutare, Cutărescu pe cealaltă și așa mai departe. Unul din ei tăcea, fuma dintr-un trabuc prost cu care împuțea pe toată lumea și parcă dormita. Era un ins mai vârstnic și care avea o ploapă căzută peste ochi, deși ochiul n-avea nimic. Din pricina asta ți se părea că picotește. Era blând, afabil, îl luase pe Ștefan după Nichi, sub protecția lui. Ieșiseră seara la un bar de pe Brezoianu, la Arizona, unde Băjenaru, așa îl chema pe acest redactor, chemase și așezase pe fiecare picior câte o damă și le cântase deodată înviorat de un demon al deșuchelii, zbârnâind din buze ca și când ar fi ținut între dinți un zdrâng. Foaie verde și o cucută, F a la ref of of, te cunoști că ești F a la ref of of. Nichi se ridicase în picioare și începuse să tragă cu creionul și să însemne spațiul rubricilor: cronică literară,
cronică nu știu ce, nu știu cum, pagină umoristică de Revelion, Băjenaru. Eu? Pagină umoristică de Revelion? Sărise Băjenaru din amorțeala lui. Și cuprins de o indignare uriașă, începuse deodată să înjure pe toți de mamele lor, de muieri, de copii, și se ridicase și părăsise ședința în râsetele generale. Știau că totuși își va face pagina. Erau toți ca niște actori care își ascundeau parcă viața adevărată prin violențe de acest fel, care erau desigur greu de imaginat că se puteau petrece și acasă la ei în familie, față de nevastă și copii. Știau tot ce se putea ști pe atunci pe lume. Și Ștefan află și el de îndată de unde. Nu din telegramele de presă, ale căror titluri mari pe ultima pagină rezumau doar reflexul palid al vieții cotidiene, a istoriei care se desfășura în secret față de oameni, deși mișcările ei exterioare mari păreau spectaculoase. Hitler a avut în ziua cutare întrevedere cu generalii săi. În ce scop? Nimeni nu știa nimic. Anglia urmează să fie atacată prin Gibraltar, rezumase Ștefan o telegramă. Dar nu se spunea nicăieri de ce tocmai pe acolo și nu direct din Germania spre Londra. În același timp se spunea și acest lucru și Ștefan dădea titluri mari. Câte mii de bombe s-au aruncat în ziua precedentă asupra capitalei britanice. Hitler a avut o întrevedere cu Mussolini. De ce? Avea asta vreo legătură cu dezastrul pe care tocmai îl suferiseră italienii în Grecia? Cine putea să știe? Și ce o să se întâmple? Nu se spunea nimic. Presa înregistra aceste semne ca niște simboluri și din când în când patronul le interpreta rezumând informații care nu apăreau nicăieri. De unde se informa? Îți spun eu, zise Nichi, dar nu-i spuse, ci într-o seară pe la orele 10 îl duse într-o încăpere mai ferită pe care scria Radio Ascultare și care era plină de inși de la redacția politică și de tehnicieni cu căști la urechi care aveau alături maldere de foi stenografiate. Erau știrile din restul lumii neînvinse, cenzurate de marile agenții, controlate de învingătorii continentului, germanii, care la ora aceea cuceriseră Austria, Cehoslovacia, Polonia, nordul Europei, îngenunchiaseră Franța, se pregăteau să strivească Anglia, fuseseră primiți cu trupele de Ungaria și România și toată lumea se întreba cui îi va veni rândul și va îndrăzni cineva să le reziste. Patronul cumpărase din străinătate și făcuse să fie instalată în clădirea ziarului său o puternică și modernă stație de radioascultare, care recepționa pe viu discursuri de ale lui Churchill, pe care nicio agenție europeană nu le transmitea în întregime, sau recepționa știri și comentarii la evenimente din viața Europei subjugate, transmise din Grecia sau Istanbul. Cele mai senzaționale le afla de îndată șeful acestei stații. Un inginer poliglot își lua din când în când casca de pe cap și spunea: Molotov e la Berlin. Se prefigurează un conflict între Rusia și Germania din pricina trupelor germane pe teritoriul Finlandei. Și a doua sau a treia zi dădea detalii. Hitler flutura pe la nasul lui Stalin împărțirea prăzii sigure, care va deveni curând Imperiul Britanic. Trimisul lui Stalin însă dorea să rămână pentru moment la problemele Europei, cum ar fi România, Bulgaria, Turcia. De pildă, garanțiile date de Germania României reprezintă un act ostil față de interesele Rusiei. În ce sens?
întrebau redactorii, așteptând încordați răspunsul în semi-întunericul misterios al camerei plină de aparate. Răspuns care nu venea. E tot ceea ce am auzit, răspundea inginerul. Mâine poate mai aflăm ceva. Cine dă știrea? Nu e o știre, sunt ipoteze pe care le face BBC-ul. A doua zi le spunea, Rusia vrea să ajungă la Dardanele. Citeau apoi textele stenografiate, descifrate și bătute la mașină. Nu dădeau spre publicare nimic. Știau că aceste știri nu puteau apărea. Singur patronul le putea comenta cu abilitate și numai astfel își făceau drum spre cititor. Ștefan, cu gândul la tatăl său, pe care îl lăsase să petreacă acolo cu cei trei în cârciumă, nu observă când intră în birou că la cealaltă masă stătea Nichi și lucra. Ștefan era de serviciu de noapte și secretarul general îl ajuta să pagineze numărul de Crăciun care trebuia să apară în ajun. De ce lui fi lăsat pe tata să doarmă la Nilă? Se întreba alu Parizianu. O să mă duc după el să-l iau cu mine. A, nu, știu de ce, la ce m-am gândit în clipa aceea. Până seara vor fi toți beți, cu tata în cap. Lasă să stea acolo, sunt prieteni, pe lângă că sunt rude, au multe să spună. Bună, Ștefane, zise Nichi. Pe lângă faptul că intri de afară și trebuie totdeauna să dai bună ziua, sunt și mai bătrân ca tine. Ce e cu tine? Ți s-a întâmplat ceva? Ai intrat în birou și te-ai uitat la mine drept în ochi. Mai adăugă el, semn că aștepta o explicație. Nu era nici de cum supărat, ci doar curios. Mă scuzați, zise Ștefan. Odată nu l-am recunoscut pe tata pe drum, cu toate că am dat nas în nas cu el. A trebuit să au multe cuvinte până să-mi dau seama că mergeam pe șosea, că m-am întâlnit cu tata și că mă întreba unde mă duc. Bă, zice, Ștefane, ce-i cu tine? Acum, tocmai mă gândeam la el. L-am lăsat într-o cârciumă cu verii lui și nu mi mai aminteam de ce i-am spus unuia din ei, cel la care și eu am stat, să-l ia la el, să doarmă peste noapte. Mă simțeam vinovat. Ștefan se așeză la biroul său, unde l-aștepta un maldăr de telegrame. Ți-am dat ieri un reportaj, zise Nichi. De ce nu i-ai dat drumul? Mi s-a părut că e nepotrivit pentru ziarul nostru, răspunse Ștefan, ezitând. Spusese ziarul nostru firesc, ca și când ar fi lucrat la el de cel puțin câțiva ani. Și îl însușise. Cum nepotrivit? Ți l-am dat eu? Tresări Nichi. Se lăsă o tăcere. Secretarul general, în ciuda faptului că se afla în fața unei opoziții, părea mai degrabă curios să afle de motivele acestei opuneri decât să-și impună autoritatea. Ștefan gândea. De ce nu i-o fi dat drumul el și mi l-a dat mie? La el a venit materialul, scris pe plic. Era trimis de agenția Transocean și Ștefan aflase de la ceilalți că materialele acestei agenții trebuiesc aruncate la coș fără măcar să te mai ostenești să le citești conținutul. Puține știri și acelea tendențioase. Restul, materiale germane de propagandă. Fii atent! Îl preveni Nichi. Din când în când trebuie să dai drumul și la câte un material de-asta. Patronul s-ar supăra dacă ar afla. Nu cred, gândi Ștefan. Deși știa și el că marele ziarist se dăduse direct și cu toată puterea talentului său de partea generalului. Ori generalul îi adusese la putere pe legionari, care, aceștia, îl atacaseră cu violență pe patron în presa lor verde cerându-i capul. E timpul să terminăm cu acest tigan din Ciorogârla,
care a otrăvit atâția ani conștiințele și a făcut presa de râs cu șantajele lui. Se ceruse. Îl apărase generalul și ziua apăruse mai departe. Grigore Patriciu știuse să fie recunoscător și generalul avea acum în el un sprijinitor sigur al dictaturii sale. Dar generalul lăsase să intre pe teritoriul țării instructori germani. Nu era deci de crezut că patronul îi simpatiza? Nu e de crezut, gândi Ștefan Senin, deși citise nu de mult articole de ale lui în care era învinuită de orbire și condamnată politica vechilor partide, care nu intuiseră din vreme puterea Germaniei și nu se orientaseră spre ea. Ștefan înțelesese că reproșul era altul. O politică mai clarvăzătoare de apropiere, dar nu de supunere față de Germania, putea să ne ferească de dictatul de la Viena, de care aliații noștri occidentali nu ne feriseră. Și gândul că patronul ar fi germanofil nici măcar nu-l atinsese pe Ștefan. Ce cauți fa aici?" îl auzi în clipa aceea pe Nichi, apostrofând cu o violență neașteptată pe cineva care tocmai intrase în birou. Ridică fruntea din hârtii și văzu în mijlocul încăperii o fată. Privirea sa se întâlni cu a ei, care i-o susținu clipe mai lungi decât ar fi putut o face o necunoscută pe care o vezi prima oară. Era foarte frumoasă și purta o haină de blană de oaie și o căciulă foarte chic, dată ușor pe ceafă. Ștefan rămase cu ochii pe ea într-un dialog mut. Pe cine cauți? Pe tine, spunea parcă privirea ei. Chiar pe mine? Da, chiar pe tine. De unde mă cunoști? Am auzit de tine și am venit să te văd. Ieși fa afară, tu-ți dumnezeii mătii, rupse Nichi fulgerătoarea vrajă care se abătuse asupra lui Ștefan. Ieși afară să nu mă ridic eu să te dau. În mod ciudat, frumoasa fată nu protestă auzind cum îi se vorbea și se supuse. Se dădea înapoi, mergând cu spatele și într-adevăr se topi repede din birou. E dama redacțiilor, zise Nichi. Are și sifilis și sculament. Ți le dă pe amândouă deodată. Ștefan rămase mut. Părea neîncrezător. Apoi deodată se închină. Doamne, păzește, zise el. E stilul ei, zise Nichi. Îți ia piuitul în câteva secunde. Nu-ți vine să crezi că o fată așa de frumoasă e o curvă. Să vezi ce a pățit Cangea cu ea. De fapt, îl chema Cangea. Era un redactor care făcea rubrica Palatului de Justiție. Un băiat, nu cu mult mai mare decât Ștefan, și foarte stricat. Fuma în permanență țigare de la țigare și pe chipul său nu se stingea această patimă pe măsură ce era satisfăcută, ci dimpotrivă, intoxicația îi făcea chipul aproape roșu și buzele îi se învinețeau fripte de jarul care le atingea, fiindcă fuma țigările până la cotor. Îi plăcea să bea și își risipea leafa la hipodrom, umblând apoi cu cerșitul prin redacții, fiindcă nu mai avea cu ce să mai mănânce. Scria însă bine. Micile lui cronici erau totdeauna interesante. Ștefan se lăsase tapat din primele ore de acest băiat frizat, cu chipul aprins și în veșnică agitație după 100 de lei, care începuse să-i fie refuzată. Ai avut timp să-l cunoști pe ticălosul ăla de Teodorovici? Zise Nichi. Tipul ăla ascund, chel și aproape damblagiu, care abia își târie picioarele prin tipografie. Șeful corectorilor, exclamă Ștefan, nici ăsta n-are bani. A, făcu el, acum îmi dau seama,
El mi-a trimis-o pe fata asta, fiindcă mi-a și spus, după ce i-am dat 100 împrumut, vorba vine. A băgat-o în buzunar cu un aer neglijent, parcă mi-ar fi spus, nu o să o mai vezi tu undărăt la paștele cailor. O să-ți trimis, zice, o fată foarte drăguță. Va să zic așa, drept recunoștință că i-am dat bani, vroia să mă îmbolnăvesc. Am încercat să-l dau afară, dar s-a opus patronul, zise Nichi. El e codoșul ordinar al acelei dame. Acum toată lumea știe. Dar la început, primul care a pățit-o cu ea a fost Cancea. L-a îmbolnăvit. Era să se curețe. Să vezi de ce. S-a dus la un medic să se trateze. Și ăla i-a dat să ia sulfamide câte două din două în două ore. Și dracu să-l ia și pe doctorul ăsta ce i-o fi spus sau ce a înțeles Cancea că nu trebuie să bea. Și tot înghițea pe aici prin redacție pastilele, așa, pe uscat, până l-a văzut cineva. Mă, tâmpitule, zice, tu iei alea fără să bei nimic? Așa mi-a spus doctorul, zice. Du-te, idiotule, imediat și bea un kilogram de apă sau vrei să te ducem la Belu cu dricul primăriei? Ștefan se posomorâse. Lucrară în tăcere timp de vreo oră, apoi deodată începu să-l înjure de mamă pe șeful corectorilor și îi spuse lui Nichi că acum când vor urca sus în tipografie, o să se ducă peste el și o să-i tragă două perechi de palme așa bătrân cum e. Lasă-l în pace, îl sfătui Nichi. Așa cum se întâmplă în mod curios, lumea ține la păcătoși. N-ai face impresie bună dacă ți-ai pune mintea cu el. Au dreptate țăranii să se uite cu un ochi foarte neîncrezător spre orașe, pe care le consideră exact așa, pline de hoți, de prostituate și boli lumești, zise Ștefan. Nichi avea un fel de a fi vesel, fără ca vreo trăsătură a chipului său să o arate, ci doar semne imperceptibile, cât o exclamație, sau o privire insistentă și fulgerătoare pe care ți-o acorda, parcă îndemnându-te. Mai zi, e hazliu ce ai spus, amuzant! Intră o curieră care aduse noi telegrame. Nichi îi dădu material să-l ducă sus și Ștefan îi întinse și el un teanc de hârtii tăiate cu foarfeca și lipite cu pelicanolul nelipsit al oricărui secretar de redacție. Pe ușa pe care ieși fata, intră Băjenaru. Își încheiase pagina sa umoristică și acum rătăcea fără treabă prin birouri, pufăind din trabucul său prost. Nichi îl întreba dacă sunt noutăți la radioascultare. Nu, și nici nu cred că vor fi, acum de Crăciun, răspunse Băjenaru. Nu o să înceapă Hitler invazia Angliei chiar acum de anul nou. Și se îndreptă spre ușă, urându-le celor doi la mulți ani. Era clar, se ducea acasă să-și petreacă fericit sărbătorile, lăsând grija invaziei pe seama altora. La noi aici era pace. O obținusem cu un preț greu. Totuși, eram în picioare, nu ca Polonia sau Cehoslovacia, care încetaseră să mai existe. E drept că îi aveam pe legionari, dar o să vedem și cu ăștia ce-o fi. Așa gândeau toți, așa gândea și Băjenaru. Patronul era puternic, protejat de general. Lefurile erau mari. Ți-ai încasat gratificația? Îl mai întrebă Nichi. Cum să nu? De dimineață, zise Băjenaru încântat. Nu știu cine răspândise zvonul că anul ăsta patronul o să dea gratificațiile noastre de sărbători pentru înzestrarea armatei. Zvonuri, mai spuse tot el și părăsi încăperea. Am primit și eu gratificație, zise Ștefan încântat. Vă mulțumesc. Mi-a spus casierul că dumneavoastră ați intervenit pe lângă patron spunând că lucrez bine și el a fost de acord. Nichi se uită la el drept, confirmând prin tăcere. Apoi zise, ziaristul nu trebuie să fie chinuit
de griji materiale. În afară de cazul când îți risipești toți banii într-o singură zi, cum face Cancea. În viața mea, nici eu, nici tata, n-am văzut atâția bani deodată, exclamă Ștefan. Ce-ar fi să faci cinste? Zise Nichi, cu gravitatea lui senină atât de odihnitoare. După ce terminăm sus, în așteptarea numărului special, mergem undeva într-un loc foarte plăcut, într-o bombă, îi spune tunelul norvegian. E pe aici, pe bulevard. Ștefan tresări de bucuros ce era, că îi se cerea să facă cinste și urma cu adevărat să facă, să plătească, adică el, ca un bărbat de seamă, cu alt bărbat și avea și cu ce, fără să se cunoască. Și îi zâmbi protectorului său. E o mare plăcere pe care mi-o faceți. Va fi sărbătoarea mea de Crăciun. Câteva ore mai târziu, cei doi ziariști ieșiră în frigul de afară al orașului și o luară spre bulevardul Elisabeta, unde se afla bomba numită Tunelul Norvegian. Orașul arăta feeric în jocul de lumini al reclamelor și al cinematografelor, numeroase aici, și care țâșneau albastre sau roșii prin noaptea albicioasă, făcând să se vadă ninsoarea sus în înaltul cerului. Tramvaiele urcau spre universitate și coborau la vale spre Cotroceni, pline de oameni înăuntru și de zăpadă pe spinările lor de omizi uriașe, cu capul încărcat de sârme, din care țâșneau din când în când câte o ploaie de scântei orbitoare. Oameni se aflau și pe jos, intrând sau ieșind de prin localuri, înotând parcă în fulgii bogați, care li se puneau pe căciuli și paltoane. Bărbați! Iar femeile care apăreau la această oră târzie erau duse de braț spre destinații necunoscute, cu chipurile ascunse în gulerul blănilor, cu privirile sticlind în noaptea de decembrie, asemeni parcă animalelor a căror piele o purtau pe ele, pe corp și la gât. Că îi se spune tunel, înțeleg, zise Ștefan, în timp ce se dezbrăca la garderobă. Dacă mă lăsați singur, nici nu știu dacă mai pot ieși de aici. Dar de ce norvegian? Nu înțeleg. Într-adevăr, coborâseră ca printr-o hrubă în acest local pe niște scări nesfârșite și abia luminate, pe care dacă se întâlneau două persoane, se striveau până să poată trece una pe lângă cealaltă. Jos însă deodată apărea, la acea adâncime unde n-ai mai fi crezut că e ceva, un bar circular, spațios și plin de candelabre orbitoare de lumini. În mijlocul lor, orchestra de jazz îți spărgea urechile, iar pe pista de dans se dansa, în timp ce la mesele care o înconjurau se beau băuturi tari, cocktailuri care se preparau îndelung undeva în spate. Deasupra și jur împrejurul sălii se vedeau un fel de logi, separeurile cu perdele de catifea roșie desfăcute, lăsând să se zărească domni eleganți, la mese cu femei în rochii de seară decoltate sau cu spinările goale. Chelnerii în fracuri turnau cu grijă în paharele acestor domni. Fumul de țigări făcea aerul cețos în ciuda luminației puternice. Nichi fu recunoscut de îndată de un astfel de ins în frac și condus într-una din loji. Așezându-se, ziaristul îi puse mâna pe braț și îi spuse: uite, îți recomand pe domnul Paul Ștefan. Și adăugă, ca și când ar fi pronunțat o formulă magică: lucrează la noi. Chelnerul se înclină cu un aer semnificativ, cu fața puțin într-o parte.
când acest nou domn de la ziua va veni aici singur, parcă spunea el, va fi bine servit. Nicky se uita în sus la omul în frac, fără să-i spună nimic, dar cu o privire interrogativă, fără să cerceteze lista de pe masă, adică ce le dădea să mănânce și să bea, ce aveau astăzi deosebit. Domnul sărbătorește intrarea sa la ziua, spuse el. Am înțeles, zise chelnerul. Avem icre negre, șampanie. Perfect, confirmă Nicky. Pe urmă ce mai ai? Pește proaspăt, șalău. Pot să vă fac șalău menie sau colbert. Pe urmă, puțin curcan. E în regulă, zise Nicky. Apoi adăugă, cu expresia sa gravă, accentuată de o intimitate veche cu acest chelner. Domnișoara Luminița? Da, să-i spun să vie? Spune-i și pune și pentru ea un tacâm. Aceasta era una din cântărețele barului. Chelnerul se înclină și ieși. Ștefan se uita în jos, acaparat de atmosfera de petrecere a bombei. Părea să nu fie auzit bine dialogul dintre Nicky și omul în frac. Arizona, unde fusese el cu Băjenaru, era o cârciumă cu minte, cu fete mari, față de acest loc de petrecere fascinant, ascuns la 15-20 de metri în inima Bucureștiului. În aparent, totul părea decent și civilizat. Bomba însă își justifica numele. Viața din ea trăia sub o mare presiune. Simțeai acest lucru din sclipirile ochilor tuturor de pe la mese, bărbați și femei, din expresiile parcă de triumf de pe chipurile lor, care parcă spuneau, petrecem, moartea nu există, sau dacă există, scadența ei e îndepărtată. Acum suntem învingători noi și nu ne pasă de ea. Jazzul deslănțuit cu instrumentele lui bizare întețea această tensiune de viață cu țipete înalte, rupte, reluate până la paroxism, vrând parcă să alunge din toți cei care erau acolo orice umbră de gând negru, orice strop de neliniște, orice temere cu privire la viitor. Acum trăia prezentul. Clipa lui trebuia întâmpinată cu hohote de veselie, iar hohotele de veselie sporite prin zbieretele alămurilor. Și aceste hohote se auzeau din când în când, însă repede reprimate. Nu venise încă ora când puteau gâlgâi fără frână, nu se băuse destul. Trupurile nu se apropiaseră încă atât de tare cu ajutorul dansului, care era abia la început, pentru ca atât glasurile cât și mișcările și râsetele să devină ușoare, pentru ca plutirea gândului într-o lume fără bariere morale să dea iluzia visului. Lumea ideală e lumea visului. Trebuie să o căutăm. Nu putem trăi fără ea. Formidabil, spuse Ștefan, revenindu-și parcă dintr-o buimăceală și își trase scaunul mai aproape și îi arătă lui Nicky o față parcă lovită brusc de o mare tristețe. La ce te gândești? Îl întrebă Nicky cu liniștea sa protectoare în glas. S-ar zice că ne entuziasmăm, că sărbătorim faptul că la această oră mii de bombe cad asupra altora și îi îngroapă de vii în adăposturile lor. De fapt, spuneți-mi, strigă Ștefan ca să se facă auzit printre țipetele orchestrei, care e vina Angliei? Foarte mare, răspunse Nicky.
și îi făcu semn să amâne discuția puțin mai încolo. Orchestra îi împiedica și apoi, iată, icrele negre și șampania și iată și pe cântăreață. Nichi făcu prezentările și Ștefan se ridică de pe scaun. Ce faci tu?" o întrebă ziaristul, cu o afecțiune de om care ai fi zis că de mult nu mai era el un tânăr și acum doar le proteja pe femei, dar nu le mai iubea ca un bărbat. Ai, ce faci? Mi-a fost dor de tine." Mai adăugă el, în timp ce o trăgea ușor spre el și o săruta părintește pe frunte. Și o ținu strâns pe după umeri ca și când ar fi asigurat-o astfel că necazurile ei, dacă le-a avut, le va lua el asupra lui pe toate și acum o invita să fie doar fericită. Chipul femeii, altfel nu prea expresiv, înflori. Și într-adevăr își pierdu aerul ei puțin cam înghețat de cântăreață, care trebuia să placă la mulți și căpătă unul plin de însuflețire, menit să placă numai unuia. Începură să mănânce. Omul în frac răsucea ceremonios sticla de șampanie în frapieră, o ridică apoi și, învelind-o cu șervetul, o destupă și turnă în cupe. Lichidul fierbea ridicându-se spre buza cristalului. Ștefane, zise Nichi, în statul român au fost 4 puteri. Legiuitorul, adică parlamentul, executivul, adică guvernul, justiția și a patra, ghici, presa, zise Ștefan. Ei, nu mai e, zise Nichi, coborând glasul, fiindcă tocmai atunci orchestra se oprise și membrii ei puneau instrumentele pe scaune. Trebuie să-ți temperezi puțin entuziasmul tău de novice. Nu mai suntem ce am fost. În septembrie, după ce a luat puterea, generalul ne-a chemat la el și ne-a spus: s-a terminat cu dezmățul presei. Așa a numit el libertatea noastră. Trebuie să serviți interesele poporului român și nu ale jidanilor. Trebuie să simțiți cotul. Cotul cu cine? Nu ne-a spus. Dar era clar, cu el, cu armata. Presa își pierde dreptul de a mai fi în mod direct în serviciul opiniei publice. Dar să nu ne pierdem speranța. Într-o zi s-ar putea să ne recăpătăm libertatea pierdută, într-un viitor îndepărtat pe care nu-l întrevăd cu claritate. Când, după terminarea războiului, se vor întoarce frumoasele zile ale presei libere? Tu ești tânăr, s-ar putea să le apuci, eu s-ar putea să mor în acest război, al cărui sfârșit e nebulos. Să bem pentru această speranță, în sănătatea ta. Și puse mâna pe o cupă, Ștefan o luă pe a sa și ciocniră amândoi între ei și apoi cu cântăreața. Băură. În câteva clipe, expresia tânărului ziarist sub efectul băuturii pe care o sorbi toată, în loc să se tempereze cum vrusese cel mai în vârstă, se lumină parcă pe dinăuntru, ca și când acea speranță pentru care băuseră era pentru el aproape, întrezărind-o sub o secretă revelație. Pentru el nu era nimic nebulos. Privirile îi scânteiau. Această mărturisire pe care mi-ați făcut-o, aș fi vrut să vă fac eu, zise Ștefan. Nu dumneavoastră, ci eu s-ar putea să pierd în acest război, care până acum văd că ne-a cruțat și speranța de care vorbeați s-ar putea ca eu să n-o mai apuc împlinită. Dar nu-mi pasă. Am puțini ani
dar am și gustat clipe de fericire pe această lume. Pot să mor. Beau în sănătatea dumneavoastră, care m-ați primit cu sentimente frățești. Chelnerul tocmai le umpluse din nou cupele. Ciocniră și băură din nou, apoi continuară să mănânce. Anglia, spuse Nicky în timp ce li se schimbau farfuriile și tacâmurile, e principala vinovată de prăbușirea alianțelor după pacea de la Versailles. În timp ce Germania se înarma și nu-și ascundea câtuși de puțin intențiile de a sfârma aceste alianțe și a se răzbuna pentru războiul pierdut în 1918, Anglia și Franța asistau fără să facă nimic la răspândirea ideilor național-socialiste în Europa. Ideile astea combinate cu altele, de exemplu, cu mișcarea pacifistă foarte puternică după război, aveau să sape autoritatea armatei și a guvernelor atât de mult, încât Franța, de pildă, când a fost pusă în situația să lupte, s-a prăbușit în 6 săptămâni. Dar, adăugă Nicky, fapte care nu ni se vor dezvălui decât târziu, dacă o să apucăm să le mai citim, s-ar putea să arunce în țăndări toate ideile noastre de azi, care ne apar atât de clare și logice. Münchenul e un fapt, zise Ștefan. E adevărat și mai sunt și altele, dar, spuneți-mi, l-ați văzut pe Hitler de aproape? Bineînțeles, chiar în iulie, în seara zilei de 19, când ne-am dus patronul și cu mine să-i ascultăm marele lui discurs din Reichstag. Dar apropo de München, știi cum a fost întâmpinat Chamberlain la întoarcere la Londra? Nu, zise Ștefan curios. Noroc, zise Nicky, că astăzi se vede cu ajutorul radioului și al presei că nu numai un om poate greși, ci și un popor întreg. Întâi un lucru uluitor s-a petrecut în Camera Comunelor. Chamberlain, acest om, era pur și simplu entuziasmat de ceea ce făcuse și mulțimea îl aștepta cântând și strigând: "Bravo, bătrâne Neville! Dragii mei prieteni," le-a răspuns el, "pentru a doua oară în istoria noastră, pacea fără pierderea onoarei a fost adusă din Germania pe Downing Street. Cred că de asta dată o să avem pace pentru cât vom trăi." Ziarul Times declară că niciodată un cuceritor în urma unei victorii repurtate pe câmpul de luptă nu s-a încoronat de cei mai nobili lauri. Colosal! După ce au sedus o țară atât de mică cu alianțele ei, Cehoslovacia adică, trădând-o, s-a considerat că trădătorul s-a încununat cu lauri. Intrând în Camera Comunelor, Chamberlain e întâmpinat cu același entuziasm și în momentul în care Churchill, luând cuvântul, spune adevărul, că în realitate Anglia suferise o înfrângere absolută și totală. El trebuie să se oprească înainte de a continua, până când furtuna de proteste care se ridică în urma declarației sale să se potolească. Și, zise Ștefan, cum și-au revenit? Și-au revenit, zise Nicky cu umor. S-au înfuriat că Hitler a călcat pactul, a ocupat și restul Cehoslovaciei. Ei, na, pe Hitler probabil l-o fi pufnit râsul când i s-o fi dat să citească protestul. Ziceați că l-ați văzut pe Hitler de aproape. Da, eram, cum ți-am spus, cu patronul și sute de ziariști din lume să ascultăm acest discurs anunțat din timp. După căderea Franței, eram curios ca toată lumea să știu ce e în capul diabolic al acestui om
care își fascinase atât de tare compatrioții, încât îl urmau cu atâta frenezie războinică oriunde îi ducea. Și vroiam să-l și văd la față. Îi ascultasem alte discursuri la radio indirect. Formidabil cum striga. Eu știu limba germană și trebuie să spun că textul citit ulterior nu redă efectele oratorice extraordinare pe care le resimți ascultându-l. E o forță dezlănțuită. Aveam locuri bune în Reichstag, noi ziariștii, și literalmente m-am uitat minute în șir holbat la el și mi-a trebuit multă vreme până să scap de ochii lui bizari, albaștri, dar și violeți, de o limpezime și o putere de îmblânzitor de șerpi. De asta dată a strigat mai puțin. Era sigur de sine după atâtea cuceriri. Vorbea adresându-se cu abilitatea genială la mai mulți, spunând în esență că el nu vede niciun motiv de a prelungi acest război. Englezilor, vă ofer pacea! Germanilor, vedeți, dacă vom fi siliți să luptăm mai departe, nu e vina noastră. Am făcut tot ce am putut. Țărilor eventual neliniștite de soarta lor, nu doresc noi cuceriri. Numai pe Churchill nu l-a cruțat. Ăsta nu mai era naivul Chamberlain și a încercat să sugereze englezilor că între ei și germani, adică între pacea care s-ar putea stabili, nu există decât un obstacol. Acest om și un pumn de politicieni. Că el nu știe dacă acești politicieni și-au făcut o idee justă de ceea ce ar însemna continuarea luptei. Ei declară, e adevărat, că chiar dacă Marea Britanie va trebui să piară, vor continua războiul din Canada. Trebuie presupus că singuri acești gentlemen se vor duce acolo. Poporul, teamă mie că va trebui să rămână în Anglia și el va vedea războiul cu alți ochi decât acești așa ziși șefi din Canada. Credeți-mă, domnilor, eu simt un adânc dezgust pentru acest tip de politicieni fără scrupule care pricinuiesc unor națiuni întregi ruină. Mi-e aproape dureros să mă gândesc că aș fi fost ales de soartă să dau o lovitură finală structurii pe care acești oameni au și zdruncinat-o. Domnul Churchill o fi fără nicio îndoială deja în Canada, unde banii și copiii celor care au interes să facă războiul au și fost expediați. Pentru milioane de alte ființe, totuși, un lung calvar o să înceapă. Domnul Churchill ar trebui, poate, să mă creadă când eu prezic că un mare imperiu va fi distrus. Un imperiu pe care eu n-am avut niciodată intenția să-l distrug, nici măcar să-l slăbesc. La această oră, cred că e de datoria mea, înaintea conștiinței mele, să fac apel odată mai mult la rațiune și la bun simț în Marea Britanie și aiurea. Mă consider în postura de a lansa acest apel, fiindcă nu sunt învinsul care cerșește favoruri, ci învingătorul care vorbește în numele rațiunii. Impresionant, nu? S-a luat o pauză și eu m-am dus la telefon să dictez ziarului prima informație despre acest senzațional discurs. Pe urmă am început să trag cu urechea. Nemții erau veseli. Propunerile Führerului erau atât de generoase, încât era imposibil ca englezii să nu le accepte. Ori tocmai atunci, BBC-ul anunța că nici vorbă. Anglia respinge hotărât aceste propuneri. Bineînțeles, nu era un răspuns oficial, dar oricum era atât de brutal, încât militarii pe care îi vedeam prin imensa sală arătau pur și simplu increduli, înainte de a deveni consternați.
Cum? Ce e cu englezii ăștia?" se întrebau. "Ai auzit? Sunt țigniți." Patronul era și el stupefiat, îi tremura mustața. "Ca să vezi," zicea, "cum se prăbușește o civilizație. Asistăm la preludiul unui dezastru. În fond," zice, "toate imperiile au o viață mai mult sau mai puțin îndelungată. Nu văd de ce cel britanic ar trăi la infinit." Am mai stat la Berlin câteva zile. Pe 22 iulie, lordul Halifax răspunse oficial lui Hitler la radio că Anglia nu acceptă propunerile de pace ale Germaniei. Din increduli și stupefiați, nemții arătau acum pe străzi chipuri mânioase și îndârjite. Pe ei discursul lui Hitler îi câștigase, pe englezi nu. Mein Herrn, va fi deci război, ca și când până atunci nu fusese. Și într-adevăr, e cazul ca atâta cerbicie să te pună pe gânduri. Și așa și este. Preparativele sunt lungi și minuțioase. Suntem în decembrie. Eu am crezut că în august, cel mult în septembrie, invazia va avea loc. Eu cred că la primăvară, zise Ștefan. Tot așa, prin mai. Până atunci, îi distruge cu bombardamentele. În timpul cât vorbise Nichi, intrase în separeu încă o femeie care îi șoptise ceva la ureche cântăreței. Cântăreața se ridicase și ieșise. Cealaltă îi luase locul, dar atenția ei era îndreptată asupra lui Ștefan, nu a lui Nichi. "Ce mai faci tu, Aida? Ai mâncat și tu ceva?" o întrebă Nichi și, fără să-i aștepte răspunsul, o îndemnă. "Servește-te și storn și un pahar de șampanie." Era foarte tânără, o brunetă, cu o expresie surâzătoare. Se uita la Ștefan cu această expresie pe chip. Tânărul însă se uita la ea, fără să o vadă, rămânând binevoitor. Un ins apăru pe podium și anunță programul cântăreței, care își făcu apariția. Ștefan se aplecă iar peste marginea plușată a separeului și începu să asculte. "De la mine la Ploiești, nu-i departe când iubești," începu luminița cu o voce puternică, joasă și voalată, foarte plăcută, care parcă îți sugera: "Dacă vrei, mă asculți. Dacă nu, eu nu o să te tulbur cu o voce țipătoare, numai ca să mă fac admirată. Știu eu că nu cânt rău." Între timp, ceața de fum de țigări se îngroșase. Rumoarea crescuse, veselia se întețea, toate mesele fuseseră ocupate. "Nu te-ai purtat frumos," zise Nichi, după vreo jumătate de oră, când Ștefan, răsucindu-și la loc umerii, văzu că fata nu mai era cu ei. "Ea pentru tine venise," continuă Nichi, "ca să petreci seara cu ea și pe urmă să o iei cu tine acasă. Sunt fete bune și curate. Asta și cu luminița sunt cele mai drăguțe din câte cunosc eu." "Da?" zise Ștefan. "Îmi pare rău, dar eu mă simt bine. N-am nevoie de vreo femeie când sunt fericit." "Acum ești?" îl întrebă Nichi intrigat. "Da, mă simt așa de bine și sunt și conștient de fericirea mea și îmi trece prin cap că asta e și din pricina tinereții mele. Parcă sunt beat, dar nu de șampania pe care am băut-o. Cât despre Anglia, să știți că a apărut o enigmă la orizont. Eu am dat titlul telegramei: Anglia va fi bătută în Gibraltar." "De ce în Gibraltar? Ați citit-o?" "Da, nu văd nicio enigmă," zise Nichi.
E adevărat că Gibraltarul e poarta prin care intră și iese flota engleză din Mediterană. Ei și, o bătălie pentru Gibraltar ar face necesară intrarea Spaniei în război. Nu știm nimic de Spania. Și cei doi ziariști continuară astfel pasionați discuția lor, emițând tot felul de ipoteze asupra viitorului. Cântăreața se întoarse după un ceas și Nichi îi spuse: acum noi trebuie să plecăm, mai avem treabă, dar ne întoarcem. Și adăugă: Ștefan o roagă pe Aida să-l scuze. El e un timid în fond, nu că nu i-ar fi plăcut de ea. I-a plăcut foarte mult, așa să-i spui. Și data viitoare să vină iar la masa noastră. Bine am să-i spun, zise cântăreața zâmbind. Ștefan plăti. Se ridicară apoi și plecară să dea drumul ultimelor pagini ale numărului de Crăciun. După aceea însă, pe la orele 1, Nichi reveni singur la tunelul norvegian. Se dovedi totuși că șampania băută îl cam amețise pe băiat. Nichi băgase de seamă și îl trimisese acasă să se culce. Și dacă totuși îi scriu acum Ioanei să vină la București? Se întreba lui Parisianu acasă, înainte de a dormi. Oare au valoare cuvintele pe care le spunem când suntem fericiți? De ce i-am spus eu că dacă îmi va fi bine, am să o chem? Am crezut că am să o fac? Da, de acolo am crezut, pentru că în realitate e cu totul altceva. Nu dacă îmi va fi bine, ci dacă îmi va fi aproape rău. În sinea mea, gândind, cum e mai rău? Ceva din care nu mai poți ieși, când exiști doar ca să nu pieri, adică așa cum li se întâmplă aproape tuturor oamenilor. Atunci o fată ca ea, care îți inspiră cu ființa ei atâta bucurie, mai poate să te împiedice să nu disperi și să-ți termini viața în beție sau să te sinucizi. Ioana, Ioana, frumos ar fi din partea mea să-ți scriu că nu mi-e bine și nici speranțe nu sunt și să nu mă mai aștepți. Și totuși, nu. Am forțat destinul și mi-a reușit. Dar mai departe, dacă legionarii îl ucid pe patron, generalul întârzie să dea vreun semn că n-ar lua în spinarea lui crimele lor. Ar fi timpul să vorbească, să treacă la fapte, nu trece. În aceste condiții, patronul zilei găsit mort în locuința lui, asasinat nu se știe de cine, o crimă în plus, de care opinia publică nu s-ar mira. Ca și când, să zicem, dacă s-ar indigna, asta ar putea în aceste timpuri să însemne mare lucru, încât să o lăsăm pe Ioana în pace. Ea e singura ființă din lume care se gândește la soarta mea și care nu va suferi dacă nu-i voi da de știre până ce flăcăul ei se va întoarce din armată. Atunci îl va lua pe el și legătura dintre noi se va rupe definitiv. Dar mai e până atunci. Poate că generalul. Și atunci Ștefan a dormit cu lumina aprinsă. Dimineața când se trezi, o stinse nedumerit și readormi până spre prânz, când se sculă și se duse la redacție. Nu mai aveau nimic de făcut până a doua zi de Crăciun, dar erau toți acolo și răsfoiau numărul special cu nașterea lui Hristos. 16 pagini. Ninsoarea se oprise și un soare strălucitor bătea în fereastra biroului secretariatului de redacție. Nichi nu venise. Haideți, zise Băjenaru, îndreptându-se spre ușă. Hai după vin, haide să batem coca de cozonac și să pregătim caltaboșii.
Cancea cu un aer grăbit îl urmă. Plecară unul câte unul. Ștefan rămase singur. Se pregătea și el să plece. Curios, se apucase să citească telegramele sosite între timp. Stătea în picioare în spatele biroului și soarele îi ardea ceafa. Da, nicio noutate senzațională. Deși dormise aproape 10 ore, starea pe care i-o mărturisise lui Nichi aseară, când acesta îi reproșase că nu fusese atent cu fata aceea, nu-l părăsea. Ștefan se gândea puțin excitat că acum se va duce să-și vadă tatăl și pe cei trei, pe care cu o mare plăcere o să ia la vale, să-i sperie când o să deschidă portofelul și o să-i dea lui taică-s-o în fața lor, înainte de a pleca acasă, câteva mii de lei din maldărul pe care nu o să aibă cum să nu li-l arate la toți. Pe urmă o să le propună să meargă iar undeva să mănânce și să bea. Figura o merita în special Paraschiv, căruia tot nu-i venea să creadă că Ștefan nu mai trebuie să vină la el la ateliere ca ucenic. Ștefan nu uita cum îl primise Paraschiv la el acasă, într-una din rătăcirile lui nesfârșite prin marele oraș. Era cam a treia zi pe seară, de când terminase și ultimul franc pe care îl mai avea în buzunar din ce îi dăduse parizianul la plecare. Și îi era foame. Câteva zile uitase că nu mâncase nimic, dar în cele din urmă simțise că nu-l mai țin picioarele. Nilă, cu o expresie care parcă primea dinainte semnele nenorocirii pe care o va simți când va fi chemat în concentrare și va pierde postul său atât de bun de portar și o să-i rămână nevasta pe drumuri, nu-l întreba nimic. Parcă visa la ceva cu privirea pierdută. Și atunci Ștefan, fără să se gândească, se dusese la Paraschiv, așa cum nimerește un câine flămând locul unde poate înghiți ceva. Și într-adevăr, îl găsise pe Paraschiv la masă. Locuia undeva la marginea Bucureștiului, în Colentina. Ștefan făcuse drumul pe jos. Ce e, mă, cu tine?" l-a luat Paraschiv în primire. Ce să fie? Nimic." Cum nimic? Tu nu vezi că ești mor de foame?" Chiar mor nu sunt." Nu ești, dar nici mult nu mai ai." Continuase Paraschiv cu dispreț și se adresase muierii, o țigancă voinică și urâtă. Te întrebai cum din atâtea fete care umpleau cartierele și chiar STB-ul, unde lucra el, Paraschiv nu găsise și el o nevastă mai ca lumea. Dă-i fă o strachină de mâncare!" Tot strachină, zicea, după aproape 4 ani de când era bucureștean. Țiganca, numai lapte și miere, spuse: De ce, mă, Paraschive, vorbește așa urât cu el? Ți-e rudă, mă, Paraschive, neam din neamul vostru. Vorbește-i, mă, frumos, Paraschive, că e și el ostenit și flămând săracu. Tu până ți-ai făcut un rost, câte n-ai răbdat? Paraschiv grohăise cu buzele lui împletite și protestase. Unde vezi tu că vorbesc urât? Dar de ce a venit la București și n-a stat acasă? Și nici la mine la ateliere să-l fac lucrător nu vine. Treaba lui, vine el, Paraschive. Și cum e băiat cu carte, ce o să zici când o să-l facă mai mare ca tine? Dar ce, tu crezi că așa merge? Se înfuriase Paraschiv. Că-s cu carte n-am văzut eu, șomeri bacaloriați. El nici măcar nu e bacaloriat. Ești bacaloriat, mă? Nu sunt, răspunse Ștefan, în timp ce mânca din farfuria pe care țiganca îi pusese din cratiță câteva linguri de cartofi cu o părere de carne care nu se știe dacă nu era un zgârci. Ei, păi, vezi? Exclamase Paraschiv, uitându-se furios la muiera lui. Nu e bacaloriat, ei, vezi? Ai, mă, Paraschive, se rugase țiganca mieroasă și ipocrită. Totuși mai bună decât el. Lasă-l, mă, Paraschive, să mănânce liniștit. Nu-l face să înghită cu noduri. Paraschiv, cu toate că n-avea deloc chef să tacă, tăcuse. Ștefan terminase într-o clipire lihnit cum era. Nici măcar n-avusese timp să vadă ce mănâncă. Atât de foame era.
Ca maestru Sudor Autogen, Paraschiva avea leafă bună la STB. Totuși, mâncase și el același fel de mâncare, iluzoriu, pe care muiera lui îl dăduse lui Ștefan, din pricină că strângea bani să-și facă o casă a lui în Colentina. Locul îl și cumpărase. Totuși era și el nemulțumit de cum se simțea după o zi de muncă. Nu-i păsa de Ștefan, dar se vedea că se simțea abătut. Desfăcuse tabachiera și începuse mohorât să-și răsucească o țigare. O aprinsese, dar țigarea nu e nici cea bună când ai mânca puțin și prost. Și deodată Paraschiv își aduse aminte de ceva. Da, era o risipă, dar ce putea face? Nici așa nu se putea trăi. Se uitase la muiere și se hotărâse brusc fie ce-o fi. Ia fă o cafea, bolborosise el. Asta era. Cu asta se mai aranjau lucrurile. Dar una singură, pentru el, pentru ea și pentru vărul său de-al doilea, nu. Ștefan, amintindu-și, își dădu capul pe spate și râse singur, în hohote lungi, în biroul secretariatului de redacție. Și cu toate astea, gândi el, Paraschiva avea dreptate și nu eu. Acum zarurile sunt aruncate. Dar atunci, cine putea să ghicească? Nici eu însumi nu speram că în numai câteva săptămâni să ajung la acest mare ziar, ceea ce alții nu ajung niciodată. Numai târziu decât acum câteva zile, intrase în biroul lui un domn distins și important care s-a recomandat cu infinit respect. Cu tare, corespondent al Zilei din Iași. Ștefan lucra, i-a făcut semn fără să se ridice să ia loc, în timp ce nu-i acorda o privire. Abia într-un târziu, după un sfert de oră, terminând ceea ce avea de citit, s-a îndreptat în scaun și i-a strigat în stilul patronului: ei, care mai e atmosfera la Iași? Și nu l-a lăsat să răspundă. Știrile dumneavoastră, i-a zis, sunt prea administrative, și a bătut cu palma în birou insistent. Nu e loc pentru corespondențele dumneavoastră, cu toată bunăvoința. Acela, parcă răpit de plăcere, i-a răspuns. Știa deja cum îl chema, că dacă i-ar da știri politice, senzaționale, n-ar apărea. Asta judecăm noi, i-a răspuns Ștefan. Dumneavoastră, scrieți-le. El a surâs, încercând, nu fără succes, să-l seducă, s-a apropiat cu pieptul de birou și a început să-i povestească. O defilare cu turburări, niște purtători de zvastici, când au ajuns în dreptul tribunelor unde erau mulți ofițeri germani pe care acele zvastici mari, ridicate în sus, trebuiau să-i încânte, au fost împrăștiați și bătuți măr de legionari, arestați și băgați la beci. Ei vedeau în zvastici, nu știau adică ce însemnau ele pentru nemți, semnul cuziștilor. O ironie subțire licărea în privirile impozantului domn făcând această remarcă. Avea haz acest corespondent. Ștefan a devenit și el mai amabil. I-a promis că o să-i facă pe cât posibil loc mai mult în numerele pentru provincii ale cotidianului și acela a plecat mulțumit. Putea să-și petreacă sărbătorile în tihnă. Ștefan își duse mâna la ceafă, încântat și acum la amintirea întâlnirii cu impozantul corespondent. Se întoarse și văzu soarele orbitor. Deschise fereastra și se rezămă de pervaz. Era iarnă. Cerul însă și zăpada, albă, feerică, aminteau de primăvară. Telefonul sună, Ștefan se desprinse alene de fereastră și cu gesturi absente, în timp ce în ochi îi strălucea o lumină statornică și parcă fanatică de bucurie fără nume, ridică receptorul. Alo, da,
Ziua. Cu domnul Paul Ștefan, vă rog. Eu sunt. Bună dimineața, Ștefane. Se auzi în clipa următoare, în pâlnia neagră de ebonită, o voce cristalină de femeie. Glasul era îndepărtat și în același timp apropiat, chiar lângă obrazul lui. Bună dimineața, răspunse Ștefan, fără mirare, dar cu un glas moale, parcă în vis. Ce mai faci? Zise femeia. Ce să fac? Îmi văd de treabă. Foarte bine, aproape că strigă, cu un entuziasm bizar vocea, urmată însă de un chicotit pe o tonalitate mai mică. Cred și eu. Te duci la tunelul norvegian, acest loc de perdiție, și petreci, și mănânci icrene negre, și bei șampanie, și la alții nu te gândești. L-ai invitat numai pe fratimiu. Doar eu te-am primit la noi. Să nu crezi că Nichi a venit la bucătărie și și-a legat șorțul la spate să gătească escalop cu ciuperci. Glasul se opri, urmă o tăcere. Ștefan zise, n-am îndrăznit. Asta nu înseamnă că de aici înainte să îndrăznești, ripostă vocea. În cazul cu tunelul, însă poate că ar fi mers. Ascultă, Ștefane, reluă vocea. Ce faci dumneata de revelion? Nimic, răspunse Ștefan. Nu ești invitat nicăieri? Ar fi greu, zise Ștefan. Abia am 3 luni de când sunt bucureștean. Bine, atunci te invit eu la noi de revelion. Să nu te simți stingherit că nu mă cunoști decât pe mine și pe Nichi. O să fie plăcut și o să te simți bine. Vă mulțumesc, domnișoară. E o surpriză frumoasă pe care mi-o faceți. Atunci te așteptăm, mai zise vocea și spuse la revedere și închise. Cum o cheamă pe fata asta? Se întrebă Ștefan, rămânând cu mâna pe aparat într-o nemișcare lungă. Și cum arăta la față? E frumoasă, urâtă. A, da, aspect de elevă. Luchi o cheamă. Frații își povestesc întâmplările. I-a spus Nichi că am petrecut aseară la tunelul norvegian. Asta e bună. Ar fi vrut să o invit. Aiurea, m-a luat în balon. Ștefan se smulse de lângă telefon și își îmbrăcă paltonul. Coborâ și o luă pe jos spre cheia Rosetti, cum spuneau cei 3, să-l întâlnească pe taicăso, care vroia să plece și să fie de Crăciun acasă. Pe drum își numără banii. Ar fi vrut el să-l dea gata pe Paraschiv, dar dacă cheful de aseară nu-l simțise, chiria pe care trebuia să o plătească chiar în aceste zile avea să înghită cel puțin o treime din salariu. E drept că în asta intra totul, și lumina, și căldura, și că timp de o lună de zile, o veșnicie, nu mai avea nicio grijă cu frumoasa lui garsonieră. Dar oricum, dacă îi mai dădea și lui taicăsu 3.000 de lei, îi rămânea prea puțin ca să mai aibă cu ce să-și cumpere cărți, cum dorise îndată ce-și simțise buzunarul plin de bani. O carte costa cât o masă. Chiar alături de ziar, în centrul pieței, descoperise o clădire în formă de chioșc numită Casa Anticarilor. Alta în București asemănătoare nu mai văzuse. Se afla înăuntru, fiecare cu mica lui încăpere înțesată cu cărți, 6 anticari, pe care îi puteai vizita circular și găsi la ei orice carte ai fi dorit. Așa cel puțin îi spusese unul din ei, un domn a cărui chelie și figură căpătaseră parcă culoarea hârtiei prăfuite și care îi câștigase de îndată lui Ștefan simpatia,
prin sugestia pe care i-o făcuse acesta, că el nu era un simplu negustor de cărți, ci un intelectual, fost profesor. În 3 zile vă fac rost de cartea pe care o căutați, îi șoptise el tânărului ziarist, ca și când l-ar fi inițiat astfel într-o taină, în care nu erau inițiați obișnuiții și vulgarii cititori de rând. El știa, pasionații cuvântului scris căutau lucruri rare, nu istorii de adormit Mițura. Ștefan îi spusese cine e, unde lucrează și că dorește să-și facă o bibliotecă. Eu vă fac biblioteca, îi răspunsese anticarul. 2000 îi ajung tatei, hotărâ Ștefan, în timp ce liftul îl ducea sus, în mansarda în care Nilă avea odaia lui de portar, cu gândul că, chiar a doua sau a treia zi de Crăciun, să se ducă la acest anticar și să-și umple odaia cu cărți. Tata nu se aștepta nici la 1000, ba chiar nu se aștepta la nimic, la atât de scurt timp de când am plecat de acasă, așa că mai bine renunț la proiectul de alta gata pe Paraschiv, arătându-le câți bani am. Le mai plătesc o masă și o să văd eu cât îi dau tatei. Bunicii mai degrabă ar trebui să-i dau, să-i cumpăr ceva, fiindcă fără mahmudelele ei ar fi fost imposibil să ajung ceva mai mult decât Oprescu, secretar de primărie sătesc, plus darul beției, care ar fi venit și el negreșit. Cei 3 cu parizianul îl așteptau, cu toate că nu se înțeleseseră asupra orei. În ajunul Crăciunului, Paraschiv nu mai lucra. Achim îl luase pe asociatul său să facă vânzare singur în micul lor consum alimentar pe care îl închiriaseră în apropierea pieței Obor și venise și el să-și ia la revedere de la parizianul. Iar lui Nilă îi venise și lui schimbul. Era liber și el. Paraschiv arăta, nu se știe de ce, abătut. Venise cu țiganca de nevastă sa și cu încă o prietenă sau ruda acesteia. Tot țigancă, dar mult mai tânără și mai frumoasă. Abia aveau loc toți în mica încăpere. În schimb, spre surprinderea lui Ștefan, Nila arăta vesel, ca și cum cineva îi confirmase că lucrul pe care îl dorea el din tot sufletul, să nu primească, adică acel ordin de chemare de care se temea, se împlinise. Cineva acolo la regimentul lui 5 dorobanți de Giurgiu hotărâse, uite, pe Nilă din Siliștea Gumești și care are acum un post bun la bloc Algiu pe cheia Rosetii, mai lăsați-l, că i-a născut muiera copil mic și cine să aibă grijă de ea dacă nu el. Achim, la fel ca și Paraschiv, nu era în apele lui. Nu există secrete militare. În general, totul se află. Și aflase și el că unitatea lui militară nu era nici ea la adăpost de concentrări, cu toate că era greu să înțelegi la ce ar folosi. Căile ferate, acolo își făcuse el armata, era un an de când o terminase și fusese lăsat la vatră cu specialitatea conductor de tren. Ei, atât de puțin cât erau, îi spusese un fost camarad pe care îl întâlnise întâmplător la piață, vor fi concentrați. Să fac anume ce? Se mirase Achim. La infanterie, da, o iei de la capăt cu mânuirea armei, la artilerie, la fel, pui mâna pe tun și spui bine te-am găsit, dar la CFR, pe ce pui mâna? Pe... Ceri ostașului să-ți arate biletul de voie sau de lăsare la vatră, te uiți bine la ștampilă și îl dai îndărăt. Ei, de ce trebuie să fii concentrat pentru chestia asta? De ce, de ne ce, răspunsese acela, pe primăvară așa ne cheamă și pe noi. Și ce era mai rău? Concentrările astea deveniseră mobilizări. Trecea anul și nu mai dădea drumul la nimeni acasă decât în permisie. 15 zile și gata,
înapoi la companie, pe zonă. Ei, ce sunteți așa plouați? Zise Ștefan, fără să se mai dezbrace. Hai să mergem! Dar nimeni nu zise nimic și nu se urniseră de pe pat. Iată niște oameni care nu se grăbesc, își spuse Ștefan în sinea lui, rămânând în picioare lângă ușă. Chibzuiesc îndelung dacă e mai bine acolo unde le spun eu să meargă, decât aici unde sunt și stau. Hai, bă, urniți-vă, că n-am timp de pierdut, le spuse Ștefan cu brutalitate. Mergeți? Bine. Nu mergeți? Eu am plecat cu tata să-i cumpăr ceva bunicii. Hai, tată! Parizianul avu o privire de supunere. Paraschiv Beliochi. Băiatul ăsta se schimbase de te apuca amețeala. Acasă era cam... ai să nu-l cunoști. Așa este. Sunt oameni care în sat la ei sunt așa cam canți. Și îndată ce pleacă din el, ajung departe. Te uiți și cu toate că vezi bine că tot ăla e, seamănă, adică la ochi și la nas, e alt om. Parizianul se ridică imediat și îmbrăcă dulama. Paraschiv își desfăcu buzele lui împletite. Bă, stați mult? Atât cât vă hotărâți voi, zise Ștefan sarcastic. Păi nouă ne e foame, zise atunci Paraschiv răgușit parcă de furie, totuși cu un glas în care răzbătea o grea ascunsă umilință. Dacă nu mai venea Ștefan, ar fi trebuit atunci să bage toți mâna în buzunar și să se ducă să cumpere de mâncare. Totuși Ștefan îi întrebase dacă merg sau nu. Ce era cu ei? Le mergea azi mintea mai greu decât auzeau cuvintele? Dacă vă e foame, zise Ștefan, mergeți cu câinii la poame. Nu vă întrebaia din auri. Unde să mergem? Zise Paraschiv. Cum unde? Tot la cârciumioara aia unde am fost ieri. Nu e bine acolo. Vinul nu e bun și ieftin și fleicile excelente. Vă găsim acolo. Parizianul nu știa câți bani are fisă un buzunar și de aceea se posomorâ când, ajungând în marele magazin al galeriilor Lafayette de pe Calea Victoriei, Ștefan începu să cumpere tot felul de lucruri pentru bunică sa și maică sa. Șoșoni îmblăniți, pieptare de oaie, broboade mari și groase de lână, stâmburi. Tu de ce zici că faci figura asta? Îl întrebă Ștefan cu nepăsare, intuind adevărul. Aceste lucruri care costau atâția bani erau, după părerea lui Parizianu, complet inutile. Atât mama cât și bunica puteau foarte bine trăi și fără ele. Mult mai interesant ar fi fost dacă i-ar fi dat lui Parizianu al de fisou să le bage în chimir toate hârtiile acelea foșnitoare pe care le cheltuia cu atâta ușurință. Și nu se însenină decât atunci când Ștefan, dându-i să ducă acele lucruri vârâte într-un sac mare de hârtie, îi spuse, întinzându-i 1000 de lei, în ultimă instanță prudent, Ștefan îl arsese cu una, și asta pentru tine, faci ce vrei cu ea, îți cumperi ceva, o păstrezi, o bei. Bine, mă, Ștefane, șopti parizianul și în clipa aceea, în timp ce mulțimea care forfotea, intrând și ieșind din magazin, îl împingea ba într-o parte, ba în alta, vocea i se alteră brusc. Bine, să trăiești și tu, să fii sănătos. Nu ne-am căznit degeaba. Ne pare bine la toți că... Tăcu câtva timp, apoi mută sacul de la dreapta la stânga. Numai să... Își revenise și îi scăpase o îndoială pe care Ștefan o și prinse. Numai să ce? Ce? De la emoție și după ce se văzuse cu sacul plin și 1000 de lei în buzunar, îi trecea prin cap să spună un anumit lucru care îi stătea înșurubat în creier cine știe de când. Poate chiar din sat. Dar prevăzător se opri la timp. Să nu pățești ceva. Ce să pățesc? Zic și eu.
Orice-i spune, tu ești băiat crud, cu toate că... Vezi și tu cum cheltui banii, minți el deodată înviorat că îi venise această idee. Să-ți vezi adică de treabă și să nu dai în darul beției. Ștefan îl bătu protector pe umăr și îl împinse să traverseze. Se întoarseră la blocul Algiu să lase sacul în camera lui Nilă. Dar Nilă încuiase și luase cheia cu el. Coborâră și îl rugară pe portar să aibă grijă de sac până se întorc. Cârciuma în care intrară arăta la fel ca și ieri. Ai fi zis că se aflau în ea aceiași oameni, muncitori, camionagii, țărani care făceau negoți la București sau cu treburi ca parizianul. Cei trei, cu cele două țigănci, cu toate că între timp mâncaseră zdravăn și erau la a patra sticlă de vin, arătau ca și mai înainte, foarte posaci. În afară de Nilă, a cărui încântare de sine chiar sporise puțin. Deși nu era nevoie, Nilă îi îndemnă pe ceilalți. Bezi, bă, hai bă să bem, hai noroc! Euforia sa parcă avea acum un înțeles mai obișnuit. Paștele măsii, parcă spunea. Să bem și să ne distrăm. Ce o mai fi pe urmă, mai vedem noi. Ștefan ceru chelnerului două fripturi de porc pentru taicăsu și pentru el și două țuici mari înainte. Țigăncile se mai dezmorțiseră. Hai mă, Paraschive, noroc, spuse muiera lui Paraschiv cu glasul ei mieros, punând mâna pe pahar. Și nu mai fi supărat pe Ștefan, că nu ți-a făcut nimic, măi, Paraschive. Și îl luă de gât și râse de el și de posăceala lui. Paraschiv tresări. Eu supărat pe Ștefan? De unde pizda, mă, te-o mai scose și pe asta? El, mă, Paraschive, ar trebui să fie supărat pe tine și nu tu. Și uite că el nu e. De ce să fie supărat pe mine? Blodogori Paraschiv. Că ce? Că l-am îndemnat să vie la noi la ateliere? Mai bine făcea. Ștefan tresări. Așadar, ăsta chiar era supărat pe el, că nu-l ascultase și nu venise să se facă ucenic sub comanda lui. De ce, nene? Zise el. De ce ar fi fost mai bine să vin la tine la ateliere? Cum de ce? Ia gândește-te și tu, răspunse Paraschiv și îi arătă mâinile. Poate cineva să-mi ia mie din mână aparatul de sudură? Pe câtă vreme, tu ce faci? Acum ți-e bine, ai o daie frumoasă, ai bani, nimic de zis. Dar ceva al tău ai? Și fiindcă stătea alături, îl apucă pe Ștefan de reverul hainei și îl zgâlțăi în timp ce îi spunea cu ochii ieșiți din orbite de o furie adâncă, stropindu-l cu salivă. Ai haine scumpe, ți le-au dat? De unde ai ștofa asta? Ei, de unde o am, zise Ștefan. Paraschiv însă deodată își reveni. Întrecuse măsura. Dădu paharul pe gât. Nilă râse în felul acela al lui pe care îl avea și în sat când te uitai la el și n-aveai ce să-i mai faci. El și-a cumpărat loc de casă, zise el. Adică asta vrusese să spună Paraschiv când zisese că Ștefan n-are nimic al lui. O astfel de neghiopie rar a mai auzit, parcă spunea Nilă. De unde să le aibă, mă, Paraschive? Se miorlăi țiganca. Și le-a cumpărat și el. Vezi să nu se supere Ștefan pe tine. Și de ce să trăiți supărați, mă, Paraschive, când sunteți rude? Nilă îi da înainte cu veselia lui. Ai fi zis că nu auzea tot ce se spunea. Cealaltă țigancă parcă era mută. Achim însă și parizianul aveau pe chip și în priviri acea expresie care dă pe cineva de gol de partea cui ține, de-a lui Paraschiv. Ăștia au vorbit ceva între ei și i-au spus și lui tata și i-au băgat îndoiala în suflet, gândi Ștefan intrigat.
Cuvintele lui ciudate, pe care mi le-a spus la ieșirea din magazin, se leagă cu ale lui Paraschiv. Ce-o fi? Paraschiv însă nu-i dădu mult timp de așteptat. Furia îi juca iarăși în priviri. Tocmai fiindcă suntem rude, îi spun, zise el. Câți ani mi-a trebuit mie ca să ajung maestru? 2 ani. Ei, lui ar fi trebuit mai puțin, fiindcă are liceu la bază. Așa cât le dau eu legionarilor lui. Nici 6 luni nu le dau. O să vedeți. Și atunci, strigă el, ce o să facă cu hainele astea? Și îl apucă iar pe Ștefan de stofa mânecii și trase de ea cu dispreț. Avea ceva cu hainele lui ca un taur care vede veșminte roșii. O să le vinzi și o să mai trăiești din vânzarea lor 1-2 luni și pe urmă o să dormi pe sub poduri cu milogii, că n-o să mai stai tu în odaie cu storul la geam, cu cearceafuri albe cu o lilie pe divan și baie cu oglinda alături. De ce mă Paraschive vorbește așa? O să-l primim la noi și o să stea la noi până și-o găsi și el alt rost, zise Țiganca. Ce ai mă tu cu el, Paraschive? Parizianul arăta foarte neliniștit. Uitase de friptură pe care între timp chelnerul i-o pusese în față pe masa de lemn. Îi arăta fiului o privire albă care parcă îl întreba. Nu e așa cum zice Paraschiv? Poți să zici că nu e așa? Ștefan, ca și taicăsu, uitase și el de friptură. Adică părerea ta e că legionarii sunt ai mei, că adică eu sunt legionar și că legionarii mi-au dat și bani și haine, murmură Ștefan. Nu, că ți-am dat eu banii și hainele, murmură Paraschiv deodată, abătut și aproape negru la față. Și chestia asta i-ai spus-o și lui tata. Paraschiv își lăsă capul în pământ. Ștefan se posomorâ și el și începu să mănânce îndârjit. Bău apoi 2 pahare de vin, unul după altul, și rupse tăcerea care se lăsase asupra mesei. Și mă rog, de unde ai tras tu concluzia că legionarii sunt plini de bani și de haine și care cum se duce la ei îi primește și le umflă portofelul cu 1000 de lei și îi îmbracă de sus până jos? Paraschiv tăcea. Răspunsese mai înainte la întrebarea asta. Cine altcineva putea să-i dea? Mi-ai tăiat tot cheful, nene, zise Ștefan cu un glas înghețat. Acum îmi dai voie să ghicești eu ceva, ca și tine, în ce te privește? Vorbește cu el, mă, Paraschive, zise Țiganca, văzând că acela tăcea. Uite, zise Ștefan, eu am să scriu pe o hârtie ce o să-mi răspunzi tu când o să te întreb. Și într-adevăr, scoase din buzunar un carnet și scrise în el ceva. Apoi zise, e adevărat că orice ți-aș spune eu că nu sunt legionar, nu mai crede. Paraschiv se foi în scaun și își aprinse o țigară din care trase cu atâta sete, încât hârtia se arse până la jumătate. Nu răspunse. Era deci adevărat. Ștefan le arătă ce scrisese. Neansu Paraschiv n-o să răspundă, fiindcă nu-i vine a crede că a putut el, Ștefan, să ajungă ce a ajuns în 3 săptămâni, ce alții n-ajung nici în 3 ani. Nilă rânji ca de o mare comedie când citi aceste cuvinte de pe carnet. Achim nici nu se uită și nici țigăncile. Parizianul nu se lumina deloc la față. Ziarist! Izbucni deodată Paraschiv, scălămbăindu-se. Ce ziarist! Toți sunteți cu ei! Ce-mi spui tu mie aici? Și Paraschiv
își însoții ultimele cuvinte cu izbituri cu dosul palmei în lemnul înnegrit al mesei, sub nasul lui Ștefan. Oricum, atâta dușmănie era de neînțeles. La urma urmei, se știa că legionarii nu numai că nu se fereau, dar erau chiar mândri că sunt legionari. Și Ștefan, dacă ar fi fost, i-ar fi putut răspunde pe față: da, așa este, ei și... Tată, ai mâncat? Zise deodată Ștefan. Nu mâncase, dar Ștefan nu-l cruță. Să mergem la gară, mănânci acolo. Și chemă chelnerul și plăti ceea ce comandase pentru el și taică-so și ceea ce consumase Nilă. Voi plătiți-vă singur ce ați mâncat și ce ați băut, le spuse celorlalți. Chiar atât de prost nu sunt să vă bateți joc de mine și eu să vă mai și plătesc masa. Vezi, mă, Paraschive, ce ai făcut, zise atunci țiganca speriată. Nu ți-am spus eu, mă, Paraschive, de acasă, să nu te legi de el? O privire buimacă a avut și Paraschiv, când văzu că parizianul și Ștefan ieșeau pe ușă, fără să se uite înapoi. Avea pe chip o expresie parcă paralizată a oamenilor dominați de stări patologice de moment care nu trec până nu se consumă. La el se vedea că încă nu se consumase și că dacă Ștefan n-ar fi plecat, ar mai fi avut multe să-i spună. Ridică mâna asupra muierii. Când ți-o-i dau una acum, îți mut fălcile în partea alaltă. Toarnă mănilă din sticla aia și nu te mai rânji nici tu pacilea. Nilă însă rânji și mai tare, dar turnă vin. Făcu el, acum trebuie să-ți plătești consumația. El nu trebuia, pe el nu se supărase Ștefan. Parizianul luă un tren foarte aglomerat, acum de sărbători toate erau la fel. Și nu te mai lua după Paraschiv ăsta, îi spuse Ștefan pe peronul gării. Știu că ți-l ai el, dar când îți spun eu o vorbă, e cazul să o crezi așa cum ți-o spun, că n-am niciun interes să te mint. Bine, Ștefane, te cred. Dacă spui tu, gata, nu mai e nimic de zis. Dar nu te supăra nici tu pe el. Dacă asta e în mintea lui, ce să-i faci? Ba nici de cum, să nu-l mai văz în ochi, răspunse Ștefan, scos din sărite. N-ai văzut că avea ceva cu mine? Eu știu, Ștefane, se gândește și el. În vremurile astea, trebuie să te uiți bine pe unde calci. Da, și crezi că tocmai el, care l-a gonit pe Tasu din casă, o să mă învețe el pe mine cum devine cazul? Fiindcă de ce a plecat Tasu, unchiul Ilie, imediat? L-au gonit, asta e. Parizianul nu mai zise nimic. Știa că fisul ținea la Moromete și n-ar fi vrut să-l supere acum la despărțire, spunându-i că Moromete a meritat cu vârf și îndesat primirea care i-a fost făcută. Abia după ce trenul plecă, Ștefan uită și el de Paraschiv, cu ochii lui ieșit din orbite și de ura sa turbure. Cred că beția l-a împins să-și dea pe față nobilelei sentimente. Cu toate că lui tata i-o fi spus că nu era beat. Cert este că sufletul lui e ros de o nemulțumire care se pare n-are remediu. Nu cumva acest dezrădăcinat visează noaptea curtea părintească mărginită de salcâmi și aude în somn nechezatul cailor și miriștea bătută de soare și că numai ambiția și pornirea împotriva tatălui îl împiedică să se întoarcă acasă? Și uite că și eu, stăpânit de furie, am uitat să-l întreb pe tata. De ce o fi venit Moromete la cei trei? Fiindcă nu se poate ca ei să nu-i fi spus vărului și prietenului lor de-o viață ce căutase Moromete la București.